M-am născut în anul 1926, luna iulie 24. Am scris voluntar la regimentul 16 artilerii. Avem 17 ani, încă nu împlinisem 18, mai trebuia câteva luni. În Transilvania am avut unii locuri lupte foarte grele. Cele mai grele le-a avut divizia Tudor Vladimirescu la Oarpa de Mureș. Acolo s-a măcelărit jumătate de divizii. Așa de grele lupta a avut acolo. Noi am avut la Satu Mare, până în Satu Mare, la Careii Mari, orașele se aproape. Am trecut podul pe urmă Tisa, am trecut Tisa dincolo, am trecut la Tocai. De acolo am plecat în continuare în lupte. Dincolo, pe la Mișcolț sau în altă comună, am căzut eu rănit, dintr-o explozie. Și după ce mi-am revenit, cam circa 15-20 de zile, cam așa, m-am revenit bine. Dar imediat m-am revenit, am început să văd, să aud, să vorbesc și cu auzul stau prost, tot de pe front stau, că ei spune acolo că mi-a sângerat la ureche. Așa a fost situația. După ce m-am făcut bine, mi-a făcut acte să mă trimită în țară. Ce te trimitem la unitate în țară, dar nu la unitate, te trimitem acasă. Și am spus, mai spuneți o dată, doctor, unde mă trimiteți? Acasă vă trimitem să stai liniștit, să stai cu tare, să-ți iei grija de război. Nu mă duc, domnul doctor, acasă. Dar unde te duci? Mă duc înapoi pe front. Și măi băiete, așa mi-au spus, măi băiete, ești prost? Cum te duci la moarte? Acum, bine așa, că așa a fost situația. Domnul doctor, eu nu mă duc la moarte, eu mă duc să lupt pentru țară. Și eu, pe urmă, el a spus așa, domnul doctor, eu aici m-a adus mort. Deci moartea m-a șters din evidență, știi că sunt mort. Nu vă mai lua odată, deci n-am să mai mor încă o dată, domnul doctor. O râs și era un doctor mai tânăr, ăla o râs foarte mult, o râs de vorba asta. Că n-ați mai mort, că moartea m-a șters. În fine, m-am întors înapoi pe front. Când ne-a așezat pe poziția acolo, că pe poziție noaptea umblam, nu umblam ziua, cum și masa ne aduce, numai noaptea. Ziua nu ne aduce. Că erau observați și bombardați și nu puteți să vie ziua, numai noaptea. Bine. S-a rupt firul telefonic cu observatorul nostru, care observatorul era la circa un kilometru distanță, că nu era departe. Că și inamicul era la alt kilometru în față, infanteria lor, cum eram și noi, că noi eram cu infanteria, că avem brandurile și eram cu sau în spatele infanteriei. Și s-a rupt circuitul la telefon, cum era atunci telefoanele cu manivelă, cu două fire, probabil în munți acolo sau în zăpadă, o trecut vreun cer, vreun mistreț ceva și o a cățat un fir și unul l-a fi dus prin zăpadă, eu l-am găsit pe unul și l-a rupt și nu se mai putea vorbi. Și m-a învățat pe mine, te duci, uite, iei un băsăc. Eu azi nu m-a învățat să știu treaba asta. Da, dar să știi să-l înnoți, să-l pui. Nu știu toată situația. Am luat un fel de baston, un băț de acolo. Și am plecat noaptea. De cu seara am plecat, atunci era noapte, pe la 7-8 seara era noapte cum trebuie. Și am plecat pe firul ăla, tot vedem pe zăpadă, vedem pe unic, zăpada pe un locuri era până la brâu, pe un locuri mai mică. Vedem și așa, Dumnezeu. Până unde într-un loc l-am găsit că e rupt și dus în stânga era. Și ăsta din dreapta l-am găsit mai ușor, că nu era rupt și era pe linia unde am mers eu. L-am scos cu băsul la suprafață, l-am ridicat deasupra, nu era rupt și am plecat pe fir după ălalt să-l găsesc pe ăla unde era rupt. Și am mers departe, cred că circa 3-5 metri așa, spre zăpadă. L-am găsit, pe urmă trebuie să cas și firul ăla. E cum a mers, întins așa, unul așa, unul așa. Și le-am găsit pe amândouă, le-am luat, am venit cu ele înapoi, le-am înnodat, eu știam cum, le-am înnodat frumos și le-am adus alături, unul lângă altul, la distanță, nu lipite. Și pe urmă am plecat de a să ajung acolo. De la problema asta, chestii de un kilometru, eu am făcut 5 ore până am prin zăpada asta, atât de greu, pe munți. Te zgâlbărai pe unii locuri, pe stânci, noaptea, nu vedeai, te zgâlbărai cu mâinile, cu ce puteai, ca să poți să urci acolo. Și am ajuns. Acolo era un sublocotenent și un sergent.
Când m-a văzut să plocotinez, ăla a plâns, Doamne. După ce s-a terminat războiul, am venit în țară pe jos. Am rămas atunci când am ajuns în Ceoslovacia la Brno. Acolo am rămas, noi la o pădure în marginea orașului Brno. De acolo când m-am trecut, am venit și am cazat la Miercurea Ciuc. La Miercurea Ciuc am stat acolo cât am stat. Acolo, de fapt, aici s-a terminat războiul. Ce a însemnat războiul pentru dumneavoastră? Pentru mine războiul n-a însemnat o frică. Este adevărat, în general era o frică, pentru că se știa că războiul este egal cu moartea. Eu, pentru mine, n-a existat moartea. Și asta m-a întărit pe mine ca să mă duc și în război. Războiul a semnat totodată că la general s-a luptat pentru țară. S-a luptat pentru independența țării. S-a luptat pe viață și pe moarte în război. În final, pentru pace.